Mama mea a avut un tată care a fost deportat în Siberia și a avut o mamă care s-a refugiat în România. Mama rămânând aici în Basarabia și cumva mereu simțind foarte dureros această despărțire de propria ei mamă în România, cu care s-a revăzut peste foarte, foarte mulți ani. Atunci când am plecat eu la studii la București, mi-am regăsit bunica, pe care practic nu o cunoșteam și m-am bucurat pentru această revedere. Am reușit să petrecem 3 ani împreună, după care ea a murit. Visul meu, visul adolescenței mele era să merg la studii în România. România era pentru noi pământul făgăduinței. Era, nu știu, ca un, ca sânul mamei la care vroiam să ajungem. Acesta este desenul care l-a pictat tatucul meu. Mama mea știe mai multe despre el și cred că o să vă povestească ea. Eu m-am gândit când mai înnoiești prin casă să-l dau jos și băiețul nu mă lasă. Ce să vă spun așa, îi și plopi și înalți care sunt încolo și aici îi răchită cei care au fost cândva așa și este acolo. Și așa și-au făcut-o cumva. Moara ea, că e numai nu prea bine se vede, înainte mergea lumea la moară, făceau făină acolo la prut, nu mai era sârmă. Dar amu, sârma, dacă a fost, gata, nu te mai puteai duce nicăieri. Sârma ghimpată a stat prea mult pe prut. Eu cred că ea trebuia scoasă acum 20 de ani, când s-a risipit și zidul Berlinului. Și una din întrebările pe care mi-am pus-o în acest film, de ce a stat atât de mult?